самое хватит. Ну, может, так орал, типа, с факелом подпаска. Dar dacă fac la fel cum au făcut cei cu cum e lângă noi, e o stație de betoniere. O beton asfalt, când vrei să-i spui. Plus, s-a trezit târziu, dar mai face altul acolo. Așa. Unde e lângă noi stație de asfalt de beton? Cum? Lângă mine, la servici. Acolo a fost. Erau așa, două. A cumpărat-o în București, și după care a început să plângă. Domne, în Prahova nu găsesc, nu fac, nu găsesc oameni. Nu găsesc comenzi. Păi de ce? Pentru că ai fost înfumurat. Și acum ce să-ți fac? Da, unde ești? Păi stai de vorbă cu el. Nu lucrez în nimic. Era peste drum de arpacot, în stânga acolo era patronul care a fost înainte. Era drumurile. A murit și a venit în București. Era aia de drumuri și poduri, care s-a dus mai bine. Așa e când te bagi în fântări. Că le-ai și tu pe toate. Și mai era altul pe partea dreaptă, până în drumul care se duce la Conred. Mai era un care făcea marcă. A vă crânge și ăla. S-au schimbat la putere. Alte file, alte elevații. Unde vrei să... Nu mai fale și nu. Unde vrei să oprești să-ți iei darea la... La trei purcele acolo? Răcăței, răcăței. Tu ești mamă. S-a strâns la răcă. Dacă o mai fi, dacă nu. Nu mai văd că pătrânca erau. Aia, băi, acolo îți fau. Casa lor. Poate să mai fie ăștia pe treabă. Mai lasă-mă când vite. Dacă nu găsesc, nu găsesc. Ai început să te adiți atâta pentru orice. Nu mai mai. Și ăștia nu s-a spărat că... A închis. 7 seara. N-are nimic, că nu e om. Fiți la porcele. Floricelele? Da, nu știu dacă o ceva. Deci... Întoarcele poate. Uite, răcește drumul la... Mi-a dat minte. Bă, bagă-te analizare. Vezi, ha?